Salut și bine te-am regăsit! După o perioadă în care am lăsat-o mai moale cu tehnologia, astăzi ne întoarcem la origini. Dacă ne-am face un promo agresiv cu un struț pe energizante, am zice că vorbim despre cele mai noi, mai rupte din stele și mai inovatoare produse ale companiei Apple, acești dumnezei ai revoluției digitale. Che Guevara l-a pătrat, înmulțit cu cine vreți voi și cu dublă doză de longevitate Ilieșceană, care, mă rog, în realitate vin cu aproximativ același design de acum un an spre 4 și care de fapt nu aduc nimic nou. Dar uite câtă poleială, level 9000. În fine, cum ar zice cântecul? Doamne ajută și fă-i parte. Așa să fie. Deși sunt un mare fan Apple, lucru pe care îl știi deja dacă mă urmărești de ceva vreme, prezentarea de anul acesta m-a dezamăgit foarte mult. Bine, nici anul trecut n-am percutat emoțional la anunțarea noilor produse, dar parcă septembrie 2018 a fost un moment chiar mai rău. Unde mai pui că am jucat-o rigid? Eram în avion când avea loc marea dezvăluire, colegii mei de la Cavaleria comentau live pe YouTube, iar eu am refuzat să mă uit la înregistrare, ca nu cumva să-mi iau temutul virus numit spoiler. I believe in this. Are you pointing to your heart or to the love? Yeah. În paranteză fie spus, e posibil să mă dezumflat și pentru că intuiam ce va lansa Apple. Au apărut cu mult timp înainte zvonuri legate de cele două ecrane, iar cu mai bine de o săptămână până la T0, cei de la 9to5 Mac au făcut rost de imagini de prezentare pentru 10S, 10S Max și noua generație de Apple Watch. Să lăsăm totuși dramele și să trecem la ce ne interesează. Costurile de producție. Dacă ți s-a părut scump iPhone 10 când a apărut, ei bine, fratele lui mai mare are un preț de vânzare chiar mai piperat, $1099, varianta pentru sărachii și $1499 de cocoșei pentru 512 GB de memorie, categoria faraoni de sector. Apropo, nu săriți încă la convertor, căci în Europa traducem totul în euro plus taxe. Cel mai popular până acum pare 10S Max, cel cu 256 de GB de stocare, adică varianta de mijloc, aristotelică. Este de fapt o strategie larg folosită în marketing. Producătorul adaugă în ofertă o variantă mai ieftină și una mai scumpă, iar consumatorii o vor alege de cele mai multe ori pe cea cu preț mediu. Este pură psihologie, care, mă rog, a picat fix ca o cioară pălită în aripă de un vânător angajat de stat să stopeze extinderea gripei porcine, în cazul lui iPhone 8. Sufocat știm cu toții de succesul celui de-al cincelea Beatles, hashtag Breton, iPhone X. Conform estimărilor, costul total de producție al unui iPhone 10S Max de 256 de GB de memorie este de $443, cu aproximativ $50 mai mult decât iPhone 10 de anul trecut, în varianta cu numai 64 de GB. Dar să-l dăm la dezmembrări și să vedem ce și cum. Cea mai scumpă componentă, ca de obicei, este display-ul, puțin peste $80, cu doar $8 mai ieftin costă procesorul, $72. Chipul de memorie este aproximativ $65, părțile mecanice și carcasa $58. Camerele sunt cotate la $44, în timp ce restul pieselor pe partea electronică sar pragul de $90. Asamblarea îi costă pe cei de la Apple $24,5 per unitate. În rest, mizilic, bateria doar $9. Totalul, așa cum spuneam, $443. În condițiile în care Apple îl vinde cu $1249, rămân mai bine de 800 din care să tot acopere cheltuieli și să rămâi cu profit. Unul considerabil. Apropo, adaptorul pentru mufă jack, care nu se mai regăsește în pachetul telefonului, îi costa pe cei de la Apple mai puțin de $1. Ei îl vând cu 9. Doar ne cumpărăm AirPods Orbiți cu Bluetooth. Sincer, încă mai sper ca zvonurile să fie adevărate, iar Apple să pregătească pentru la anul o adevărată revoluție. Cu toții ne-am săturat de designul lui iPhone 6 de acum 4 ani și de facelift-urile incrementale. Până data viitoare, numai bine!